Echipa de basket masculin CSM Oradea a învins pe teren propriu formația BCMU FC Argeș-Pitești, scor 78-54, în primul meci din cele 5 programate în semifinalele Ligii Naționale. Jocul a fost la discreția orădenilor, care au dominat de la un capăt la altul partida. Gazdele au luat un avans de 12 puncte încă de la finalul primului sfert, grație coșurilor marcate de Brusar. În sfertul al doilea, alb-violeții au reușit să reducă ecartul la 6 lungimi, însă ardelenii au refăcut din nou diferența de 12 puncte. După revenirea de la cabine, Oradea a menținut același ritm ridicat și a reușit să se distanțeze la 23 de puncte prin reușitele lui Marcovici și Valeica. Înaintea ultimelor 10 minute ale jocului, tabela indica scorul de 60-41, un avantaj de 19 puncte pentru Oradea. Ultimele 10 minute ale întâlnirii au fost controlate de orădeni, care au închis tabela la o diferență de 24 de puncte, scor 78-54.